Alertă de urs prin SMS. Brașovenii au primit astăzi o avertizare prin sistemul RoAlert să ocolească o zonă din oraș din cauza unui urs care se plimba nestingherit pe mai multe străzi. Atenție! Urs observat în zona strada Turnului. Evitați zona! Așa suna mesajul primit de locuitorii Brașovului prin sistemul național de avertizare. În imaginile postate pe o rețea de socializare, se vede cum ursul se plimbă printre mașini pe această stradă intens circulată și pe care se află un spital, un supermarket, dar și serviciul de pașapoartă. Animalul a ajuns chiar și în zona molului Coresi, unde în acel moment erau mii de oameni. Nu a rănit pe nimeni, dar a reușit să-i bage în sperieți pe muncitorii care construiesc blocuri în această zonă. Jandarmii au fost trimiși să patruleze în apropiere pentru a se asigura că animalul nu se mai întoarce în oraș. Problema urșilor care coboară în oraș pentru că le e foame durează de mai bine de 10 ani la Brașov. Nu s-au găsit însă nici până acum soluții. Anul trecut, 5 persoane au fost rănite în urma atacurilor urșilor.